lumea plină de copii, cu creioane desenată și cu multe jucării. Hai cu noi în lumea noastră, dacă-ți place să dansezi, ia-ți părinții de acasă și vino să te distrezi. Clounela! Te fac să zâmbești! Mirabela! Eu cred în povești! Și Zorela! Hai să fim cu minți! Gogoniel! Nu mă spăl pe dinți! Pe planeta Clounela toți suntem aici! Pe planeta Clounela cei mai buni amici! Pe planeta Clounela toți cântăm! Pe planeta Clounela mereu ne distrăm! La 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 la. Te-am găsit și un salut! Te iubesc, te ador, te pup! Eu, Clounela, sunt aici și te salut și îți spun bine ai revenit la Povești cu Clounela. Noi continuăm șirul poveștilor și astăzi mai avem o poveste din seria Franklin, broasca țestoasă, doar că de această dată vă povestim despre ce i s-a întâmplat lui Franklin, cum s-a rătăcit și cum a ajuns el în pădure și cine totuși l-a salvat. Noi am mai avut încă două povești din această serie, mai țineți minte? Franklin și Minciunica și a mai fost Franklin și Întunericul. Sunt povești tare drăguțe despre broasca țestoasă și despre familia lui, cum familia reușește să-l ajute să depășească anumite situații pe care le întâlnește micuțul nostru Franklin. Bine, de data asta e Franklin s-a rătăcit. O poveste clasică din colecția Franklin scrie. Hai să vedem și editura. Editura Catarsis București 2019. Franklin putea să-și dea drumul la vale de pe malul râului. Franklin putea să numere înainte și înapoi. Putea să-și tragă fermoarele și să se închidă la nasturi singur. Putea chiar să meargă acasă la ursache de unul singur. Dar Franklin nu avea voie în pădure neînsoțit. Într-o zi Franklin îi spune mamei: mă duc să mă joc acasă la ursache. Bine, a spus mama, dar la 6 să fii acasă, la cină. I-a arătat ora cu ajutorul limbilor de la ceas. Și Franklin, să nu te duci singur în pădure, bine? I-a amintit mama. Apropo de ceas și limbile de la ceas, voi știți la ceas? Știți cum să aflați cât e ora? Care e ora? Știți? Sunt curioasă să știu dacă voi vă pricepeți la oră sau nu. Știți fiecare limbă ce arată, da? Ia scrieți-mi la comentarii dacă știți cum să calculați, cum să aflați ora sau nu. Franklin alergă pe potecă, trecu podul și traversă zmeurișul de-a curmezișul. Ursache era acolo, vulpișor era acolo, gâsculiță și vidrișoara tot erau acolo. Iată-mă, spuse Franklin gâfâind. De ce vă jucați? De-a v-ați ascunselea, strigară prietenii săi. Iar tu o să te pui. Adică Franklin va fi cel care va trebui să îi găsească. Franklin începu să numere pentru jocul de a v-ați ascunselea. Pentru că acest joc era jocul lui preferat. Nu era el foarte rapid, în schimb era foarte isteț. Știa că ursache se ascunde mereu în zmeuriș. Franklin privi împrejur. Zări o lăbuță îmblănită mișcând o crenguță de zmeură. Te văd, ursache! A strigat el. Deci, ursul se ascunde în zmeură, pentru că până îl găsește să nu stea în zadar, să mănânce o zmeură două. Sub pod,
Franklin zări niște pene și ceva blăniță. Te văd, găsculiță! Te văd, vidrișoară! A strigat Franklin, pentru că ei iubesc apa, s-au ascuns lângă apă. Doar vulpișor mai rămăsese de găsit. Franklin își continuă căutarea privind când aici, când colo. Se uită prin tufișuri și căută pe sub bușteni. Merse de-a lungul potecei, dincolo de pod și fără să bage de seamă, intră direct în pădure. Se uită prin ascunzișuri, căută prin jurul copacilor. Nu reușea să-l găsească pe vulpișor, deși căutase peste tot. Dar vulpișor nu se afla în pădure. Se ascunsese acasă la ursache. După ceva timp, acesta strigă: "Nu mă vezi!" Dar Franklin nu-l putea auzi. Se găsea mult prea departe. Unde era deja Franklin? Franklin s-a dus în pădure. Tot căutându-l, nici nu a băgat de seamă că s-a băgat în pădure. Dar mama ce i-a zis atunci când a ieșit din casă? Franklin, te rog să nu te bagi în pădure de unul singur. Unde e Franklin? A întrebat vulpișor. Nimeni nu avea habar. Au așteptat o grămadă de timp. Stomacelul lui ursache a început să gheorțăie. În cele din urmă, gâsculiță zise: e aproape de ora 6. Franklin trebuie să se fi dus acasă la masă. Mai mult ca sigur, au spus ei și o luară fiecare spre casa lui. Acasă la Franklin, ceasul bătu ora 6. Părinții lui erau supărați, cina era gata. La 6:30 erau deja îngrijorați, așa că plecară în căutarea lui. Tatăl lui Franklin căută de-a lungul potecii. Franklin! Franklin! Striga el. Unde ești? Mama lui Franklin vorbi cu prietenii lui. Unde e Franklin? Îl întrebă ea pe ursache. Unde e Franklin? Îl întrebă și pe vidrișoară și pe gâsculiță. Unde e Franklin? Îl întrebă pe vulpișor. Nimeni nu știa. Acum, chiar că erau îngrijorați și ei, adică prietenii, pentru că prietenii credeau că Franklin este deja acasă, dar el nu e acasă. Se făcu târziu. Franklin privi când într-o parte, când într-alta. Toți copacii arătau la fel. Toate pietrele erau la fel. Nici urmă de cărare. M-am rătăcit, spuse Franklin, plin de spaimă și încetişor să nu-l audă nimeni. Nu-și mai amintea din ce parte venise. Nu știa nici încotro să o apuce. Era obosit, speriat și singurel. Franklin se cuibări în carapacea sa mică și întunecoasă și așteptă. Cineva urma să vină în cele din urmă. Nu-i așa? Trebuia neapărat cineva să-l găsească, așa se gândi Franklin. Pe stânci, umbre întunecoase ba apăreau, ba dispăreau. Cine e acolo? Întrebă Franklin. Dar nimeni nu răspunse, pentru că erau doar norii care treceau prin fața lunii și făceau umbre. Buhu, buhu! Cine e acolo? Întrebă Franklin în șoaptă. Dar nimeni nu-i răspunse. Era doar o bufniță undeva departe, departe. Cine e acolo? Întrebă iarăși Franklin în șoaptă. Iarăși, nimeni nu i-a răspuns. Era doar vântul șuierând printre copaci. Franklin încercă să adoarmă, dar fiecare zgomot îl făcea să tresară. Tocmai când începu să îngâne un cântecel, auzi scârț, trosc, scârț, trosc, scârț, trosc. Cine e acolo? Întreba Franklin. Și nici de această dată nimeni nu i-a răspuns.
Apoi Franklin a auzit din nou un zgomot, ca și cum cineva l-ar fi strigat pe nume. Sunt aici! Aici sunt! Țipă Franklin fără oprire. Aici sunt! Scârț, trosc. Scârț, trosc. Scârț, trosc. Părinții lui Franklin își făcură apariția de după un delușor. Aici erai! L-au îmbrățișat, l-au pupat fără să-i mai dea drumul. Am fost așa de îngrijorați, i-au spus părinții lui Franklin. Ți-am spus doar că nu ai voie singur în pădure, îl certea mama lui. Nu a fost intenționat, îl căutam pe vulpișor și am uitat. Ce ușurare, slavă Domnului că ești bine, au spus părinții lui Franklin. Au găsit cărarea și au pornit-o înapoi spre casă. Mâncarea îi aștepta caldă, în cuptor. După ce termină câte două porții din fiecare fel, Franklin a avut ceva de spus. Îmi cer iertare, promit că nu o să mai intru niciodată singur în pădure. Chiar dacă vulpișor o să se ascundă acolo? L-a întrebat mama. Chiar dacă ursache o să se ascundă acolo? L-a întrebat tata. Iar Franklin a răspuns ferm și tare. Chiar dacă toată lumea o să se ascundă acolo, eu promit că nu o să mai intru niciodată singur în pădure. Era trecut de ora de culcare. Franklin se vârâ în carapacea sa călduță și sigură. Noapte bună, dragule, spuseră părinții lui. Dar nimeni nu răspunse, întrucât Franklin adormise deja. Adormise acasă, la cald și în siguranță, alături de părinții lui. Ați văzut ce a pățit Franklin? Ați înțeles de ce el nu avea voie de unul singur în pădure? În pădure sunt mulți copaci care, cum spunea și Franklin, sunt unu ca unu, tot seamănă. Nici nu-ți dai seama dacă mergi înainte sau înapoi. Nici nu-ți dai seama dacă ești pe cărarea cea bună sau nu. Asta în condițiile în care noi nu ne pricepem să înțelegem unde este nordul, sudul, estul sau vestul. Apropo de toate astea, întrebați-i pe părinții voștri despre geografie, despre nord, sud, est, vest și despre busolă. Și cum trebuie să reacționați atunci când vă pierdeți. Ce trebuie să faceți? Eu vă dau așa un sfat. Voi copii trebuie să știți neapărat numărul de telefon al mamei sau cel al tatălui. Să-l știți pe de rost, iar în momentul în care voi vă pierdeți, să nu plângeți, dar să vă apropiați de cineva de alături, de un adult, de un om mare, să vă apropiați și să-i spuneți: eu m-am pierdut și dacă mă puteți ajuta, să o sunăm pe mama. Și să-i dictați numărul ca să o poată suna pe mama și să-i spună unde v-a găsit. Așa o să vă găsiți foarte, foarte ușor. Mai e o șmecherie. Dacă părinții voștri au cărți de vizită, puneți-le undeva într-un buzunar la copil atunci când sunteți, de exemplu, la plimbare sau la un festival și e multă lume, ca să vă fie mai ușor să-i găsiți și dacă ei se pierd, să le fie ușor celor care îi găsesc să vă găsească pe voi. Eu vă pup și vă îmbrățișez cu multă, multă căldură și vreau să știu că sunteți mereu în siguranță. Vă îmbrățișez și vă spun la revedere și până la o nouă poveste cu Clounela. Pa! Îți mulțumim pentru vizionare și te invităm în continuare pe platforma Patreon. Devino patronul Clounela. Ce înseamnă să fii patronul Clounela? Presupune o contribuție de minim 3 dolari pe care o poți face lunar sau o plată unică pentru a susține proiectul Teatrul Planeta Clounela și trupa Planeta Clounela. Îți mulțumim și te așteptăm cu mare drag!
Salutare! Eu sunt Clownela, ador cărțile și poveștile. Iată de ce, seară de seară, dau o întâlnire tuturor copiilor pe canalul nostru de Facebook și Instagram într-un live, unde discutăm despre cărți și tot ceea ce ne înconjoară. Iar la 21.00 ne întâlnim la povești cu Clownela, unde voi citi cele mai frumoase, educative și interesante povești pentru copilul tău. Abonează-te la canalul nostru YouTube, trupa Planeta Clownela, ca să fii la curent când începe povestea. Eu te pup și te aștept la Povești cu Clownela. Într-o lume minunată, unde ați fost copii și voi, ne vom face mari vreodată și noi. Vom pleca la casa noastră, voi veți deveni bunici, însă azi suntem alături aici. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm, și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Cu zori și până noapte, voi doar pentru noi lucrați, să ne creșteți cu de toate, să ne protejați. Însă cel mai scump din daruri pe care ați putea să-l dați este timpul, iar pe el nu îl cumpărați. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm, și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Mama, nu mai vreau bomboane și nici telefoane, vreau doar timpul tău. Eu sunt Clownela și scrie în bara de căutare Planeta Clownela ca să dai de canalul nostru de YouTube. Te aștept cu mare drag acolo. Abonează-te! 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 Abonează-te!